Bun găsit! Igor Dodon a fost ales noul președinte al Partidului Socialiștilor. Decizia a fost luată astăzi în cadrul Congresului Formațiunii, după o ședință de 3 ore. Candidatura lui Igor Dodon a fost susținută de toți membrii care au participat la Congres. La final, în fața presiei, Igor Dodon a mulțumit echipei pentru susținere și încredere. Totodată, Igor Dodon a menționat că în următoarea perioadă PSRM se va concentra pe alegerile parlamentare anticipate și a spus că așteaptă ca președintele Maia Sandu să vină cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Totodată, Dodon a precizat că în actualul Parlament, PSRM nu va face nicio coaliție cu un partid politic. Îndemnăm președintele țării cât mai repede să inițieze procedurile legale pe care noi le-am dat start o săptămână în urmă pentru dizolvarea Parlamentului. În Parlamentul, în legislatura curentă, nu vedem sensul de a face coaliții parlamentare după ce am făcut coaliții și cu cei de dreapta și cu cei de centru.